Cel de-al șaselea vicepreședinte al Consiliului Județean, Daniel Vasiliu, a demisionat din funcție cu doar o lună înainte de alegerile locale. Acesta spune că a făcut gestul din onoare pentru că trebuie să existe așa ceva și în politică. Noi consider că este un gest de onoare și de bărbăție politică, pentru că atunci când îți alegi un alt drum în cariera politică, trebuie să lași în urmă atât funcțiile pe care le-ai ocupat, obținute în alt partid, cât și lucrurile rele sau mai puțin bune prin care am trecut. Consider că semnarea acestui protocol între UNEPR și PSD la nivelul județului Neamț, un protocol semnat pe sub masă și nu discutat cu organizația județeană, a adus prejudicii morale și din acest motiv, pentru că li s-a interzis candidaților UNEPR care se pregăteau de luni de zile să candideze de sine stătători în propriul partid, așa cum am discutat și cu conducerea partidului, din acest motiv consider că nu mai este corect să activez în acest partid care efectiv a înțeles să-și îngroape cea mai bună organizație din țară. Daniel Vasiliu susține că demisia sa din UNEPR nu are nicio legătură cu faptul că la conducerea filialei a ajuns fosta sa soție. Nu, sub nicio formă. Suntem oameni, însă m-a deranjat faptul cum s-a decis acest protocol, pentru că marți, înainte de a se semna subsemnatul, domnul senator Bumbu, domnul deputat Moise, eram la București, la conducerea centrală, într-o discuție în care întrebam și încercam să armonizăm anumite asperități survenite în cadrul organizației și nouă ni s-a spus că nu există un astfel de protocol, nu există o astfel de intenție, fapt care a fost de altfel reiterat și în conferința de presă pe care domnul Valisteriu a susținut-o la Via Braneam, atunci când și dumneavoastră și colegi din presă au întrebat dacă există posibilitatea unui protocol. La momentul respectiv s-a negat această idee. Încheierea unui protocol cu PSD-ul a adus, în opinia fostului lider UNEPR, la distrugerea deliberată a celei mai puternice filiale din România a Partidului Interesului Național. Nu am înțeles de ce le-au fost teamă, atât competitorilor cât și propriilor conducători, ca să lasă organizația județeană, cele 62 de comune care până la data în care s-a semnat protocolul doreau să depună dosare de candidatură atât la primari cât și la consilieri locali. Noi eram pregătiți să depunem și listă pentru consilieri județeni, dar prin interzicerea unor candidaturi în anumite comune și prin faptul că în alte comune trebuie se va merge, de fapt, pe listă comune pentru votul politic la Consiliul Județean, aceste lucruri au declanșat o nemulțumire clară în masă și foarte mulți colegi au preferat să migreze în alte partide, unde le-a fost ușa deschisă să candideze așa cum și-au dorit și așa cum ne-au impulsionat și conducătorii noștri de la centru, de la București, pentru aceste alegeri. Dar, din păcate, iată că schimbări de asemenea gen pe ultima 100 de metri nu fac bine organizat. Odată plecat din UNEPR, Daniel Vasiliu își va dedica în perioada următoare timpul familiei și după sărbătorile pascale și în campanie electorală a PNL, partid în care a intrat după demisia din funcția de vicepreședinte și din formațiunea politică a lui Valeriu Steriu. O să încerc să-mi dedic timpul familiei, cred că este foarte important ca în preajma sărbătorilor pascale să fim alături de familie și să încercăm poate și în săptămâna patimilor să fim mai buni, așa cum le-am spus și colegilor mei ieri din Consiliul Județean. Politica făcută cu ură, cu prea multă patimă, să unea de vreau sănătății și cetățenilor. Tocmai de aceea, intrarea mea în Partidul Național Liberal a fost, cred, un pas și cred că va fi un pas de bun augur, în sensul în care am găsit o echipă care a înțeles că o bătălie, un meci chiar electoral, se câștigă pe teren și nu la masa verde, așa cum au încercat alții. Am mers acolo, ne-am regăsit foarte mulți prieteni, îl susțin pe domnul președinte Mugur Cosmar.
Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Daniel Vasiliu, aflat pe post de doar câteva luni în urma unor negocieri politice la sânge cu PSD, nu-și face prea multe probleme nici în ceea ce privește viitorul său profesional, fără a spune însă explicit din ce își va câștiga existența în perioada următoare. Cert este că mandatul actual, care se încheie în luna iunie, este cel mai instabil legislativ județean din ultimii 25 de ani. Asta ținând cont și de faptul că de el se leagă și cele mai multe scandaluri care au măcinat instituția în cei 4 ani de mandat, când formațiunile politice și-au schimbat consilierii județeni numai din rațiuni de partid și nici de cum din respect față de cetățeni.